Bună ziua și bine ați revenit! Continuăm călătoriile Mangaliei cu doamna Liliana, ce ne va spune ce vom vedea astăzi și unde suntem acum. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc că mă onorați cu o vizită atât de plăcută. Cu mare plăcere! Și mai ales că noi reușim să vă arătăm câteva din minunile arheologice care sunt de mare importanță pentru noi ca cercetători și în ultimul rând pentru cetățenii Mangaliei, care știu că se află pe un loc cu multă istorie. În zona în care ne aflăm este una care în anul 1993 a adus posibilitatea colectivului nostru de a face una dintre cele mai mari descoperiri, și anume cea de la mobila Documaci. Dar lucrurile nu se termină aici, deoarece de-a lungul timpului, Mangalia fiind un oraș cu descărcare arheologică, în apropiere de locul în care suntem, a fost ridicat un cartier de case pe un areal destul de mare, pe care am găsit foarte multă ceramică de cultura Hamangia, epoca neolitică, datată în mileniu 5 înainte de Hristos. Am găsit foarte multe lame de silex și, nu în ultimul rând, un idol feminin. Idolul feminin înseamnă clar viață religioasă și arealul de răspândirea acestei ceramici este destul de mare. În aceste condiții ne-am dat seama că această comunitate de oameni avea în jur de 2-3 mii de oameni. Începând cu anul 2006, noi știm că Mangalia a fost populată, ca să zic așa, încă din mileniu 5 înainte de Hristos, cu alte cuvinte, are o vechime de aproape 7 mii de ani, ceea ce plasează printre cele mai vechi localități din România. Faptul că am găsit aceste fragmente de ceramică în această zonă atât de frumos pictate și, nu în ultimul rând, o diversificare a culorii ceramicii, ne duce la gândul că comunitatea era destul de dezvoltată și că arealul de locuire era destul de mare. Clar este vorba de sursa de apă, care la vremea respectivă însemna preocuparea de a pescui, pentru că Marea Neagră este în apropiere, dar mai este și un alt motiv. Sursa de apă. Sursa de apă pe care o știm încă din antichitate și care este la câțiva kilometri de zona în care ne aflăm. În anii 70, un grup de cercetători de la Muzeul de Arheologie din Constanța au realizat atât cât au putut pe o perioadă nu foarte lungă cercetări în pădurea Hagieni, unde au descoperit sursa de apă antică, mă refer la lucrările antice de la vremea respectivă. Și acum, în pădurea Hagieni, există 19 puțuri de apă potabilă și, așa cum v-am mai spus odată, sursa de apă de la Mangalia, după părerea noastră, este una dintre cele mai bune. Este apa foarte gustoasă, adică în sensul că te saturi după ea și ai de o calitate extraordinară. Ce este surprinzător la zona în care ne aflăm este că diferă foarte mult de cum era în antichitate. Asta înseamnă că la câțiva metri de zona aceasta s-a făcut această mare descoperire în anul 1993 și noi bănuim că nu este singurul mormânt tumular din zonă. Un mormânt tumular este o formă de înmormântare în care corpul decedatului este plasat într-un mormânt cu o structură distinctă numită tumul. Un tumul este o ridicătură de pământ sau un deal artificial construit pentru a acoperi mormântul. Acest tip de mormânt a fost folosit în diferite culturi și perioade istorice, inclusiv în preistorie și în antichitate. Mormintele tumulare sunt adesea asociate cu înmormântarea regilor, conducătorilor sau altor persoane de rang înalt în societate. Ele pot fi construite din pietre, pământ sau o combinație a acestora. Tumulul poate avea diferite forme și dimensiuni, de la dealuri plate până la structuri în formă de movilă. În unele cazuri, pe tumul se poate construi un monument funerar, cum ar fi o piatră sau un monument de onoare. Aceste morminte tumulare pot servi și ca marker al unui sit arheologic de importanță istorică și pot fi studiate de către arheologi pentru a înțelege mai bine trecutul și culturile în care au fost create. Pentru că, așa cum au cercetat colegii mei de-a lungul timpului, s-a ajuns la concluzia că aceste morminte tumulare, aceste movile, erau aranjate sau făcute de-a lungul drumurilor principale și să nu uităm că ne aflăm în apropiere de granița cu Bulgaria, iar acolo continuă acest complex de morminte tumulare care este recunoscută sub numele de Valea Regilor Trași și ține până undeva la Varna.
Nu cunosc momentul la care au ajuns bulgarii cu cercetările arheologice din punctul acesta de vedere, dar cu siguranță se pare că acolo este centrul acestor morminte tumulare sau curgan, așa îi se mai spune, în care uneori inventarul funerar te lasă fără grai. Nu ți imaginezi cât erau de inteligenți sau cât erau de devotați comunității în care trăiau, încât uneori inventarul funerar te uimește. Nu numai elementele de podoabă și cele de ceramică, sunt câteva morminte pictate, altele au niște sculpturi. Deci au de o frumusețe formidabilă. Închipuiți-vă ce maestrie, ce talent și, nu în ultimul rând, cât respect aveau față de cel care decedase și în cinstea căruia îi se ridicase acel mormânt tumular. Mormântul în vecinătatea căruia ne aflăm a avut o istorie puțin mai lungă. Există cercetători care cumva ar fi bănuit că în zonă se află ceva, cum este domnul Teodor Saucuc Săveanu, însă transformările prin care a trecut România, etapele prin care, mai grele, prin care, să zicem, nu a permis culturii și săpăturilor arheologice să se dezvolte așa cum poate astăzi avem ocazia, în anul 1993, cu ocazia unor săpături, unor lucrări agricole, s-a descoperit acest mormânt, descoperit pur și simplu, probabil la grapa tractorului, a agățat una din pietrele cu care a fost realizat acest mormânt, din blochete mari de calcar. În momentul când vom ajunge în fața lui, vă voi face o descriere și vă voi arăta și arealul din jurul lui, care ar duce la concluzia că mai există morminte tumulare în zonă. Așa cum vă spuneam, în apropiere de, cred că la nici 10 km, se află pădurea Hagin, unul dintre, iarăși, din minunile Mangaliei. De ce? Pe un areal destul de mic, veți întâlni forme de relief atât de ciudate, încât uneori te întrebi cum au apărut și cum s-au format. De exemplu, avem un fel de mlaștină lângă un munte și alături crește pinul. Deci ceea ce parcă zici că în mod natural nu s-ar întâmpla asta, este o rezervație care acum foarte mulți ani beneficia de o mai bună administrație, în sensul că era foarte des curățată. Nici acum nu este neglijată, dar nu știu în ce măsură poate fi vizitată. Din câte știu, este, au ceva și legat de domeniul privat și nu sunt foarte bine pusă la punct cu modalitățile în care se poate vizita în masă, adică în care pot veni oameni mai mulți, în care se poate, știu eu, face un scurt istoric, în care li se poate arăta sursele de apă care sunt acolo. Poate însă este, este, eu am făcut câteva excursii, nu numai cu rude și prieteni, am făcut câteva excursii cu câțiva doritori care, bineînțeles, în mod organizat, cu cei, cu colegii mei, nu singur, și au rămas uimiți să vadă că, domnule, ce, dar cum crește stuful lângă, deci ai toate formele de relief, inclusiv sunt peșteri, apoi dintr-o dată, după ce sunt ridicături, tot felul de ridicături de delușoare, la un moment dat se face așa ca un gol, ca o câmpie, dar v-am zis, pe mine cel mai mult mă uimește faptul că avem mlaștină, deci un fel de mlaștină cu stuf, cu tot ceea ce înseamnă aspect de mlaștină, care crește lângă pin și alături crește măceșul. Da. E adevărat că anticii au găsit această sursă de apă și ceea ce nu știm astăzi noi despre Mangalia este necropola neolitică. Faptul că pe un areal destul de mare s-au găsit toate aceste dovezi, inclusiv această ceramică foarte frumos pictată, e clar că sursa de apă potabilă era aproape. Cât de mare însă nu știm cât e, iar cu siguranță necropola ne-ar spune și mai multe. Cu siguranță am găsit mai multe morminte de incinerație și cu siguranță și inventarul funerar din mormintele respective ar fi deosebit de interesant de cercetat. Dar asta completează informațiile pe care le știm despre Calatis. Nu faptul că au avut ocazia coloniștii greci să facă acea cetate frumoasă și în care s-a dezvoltat, care în secolul IV are propria monedă,
nu se ajunge ușor la nivelul acesta de dezvoltare. Trebuie să îndeplinești nu numai niște condiții, dar trebuie să ai cumva felul de viață, nivelul ridicat, ca să poți să ai monedă proprie, legături comerciale puternice, lucru care se vede în descoperirile arheologice pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Ce vă mai pot spune despre zona aceasta este că acest tot arealul pe care îl vedeți este câmp, este probabil proprietate privată, nu putem săpa la întâmplare, însă privind formele de relief ne dăm seama că există probabil în unele locuri ridicături de pământ care cumva în mod natural nu prea ar avea ce căuta pe o câmpie, dar cum vă spuneam, relieful din antichitate și până acum s-a modificat. Ne-ați arătat două acolo. Da, în da, acolo ar fi, da. Și ar mai fi una chiar aici. Da, bănuim că aceste forme de relief mai ridicate ar fi eventuale morminte tumulare. Tot în acest spațiu și începând de aici și până la Albești, inclusiv acolo există ruinele a ceea ce numim noi zona agrară a orașului Calatis, unde s-au făcut săpături în anii 70, două din profesoarele mele au săpat acolo și au găsit foarte multe dovezi legate de cetatea Calatis și noi am zis că este legat de orașul Calatis, zona agrară. Nu cu mult timp în urmă. Era ceva distanță. Da, asta înseamnă că terenul agricol era cumva destul de mare și că mormintele tumulare se pare că erau în număr foarte mare, pentru că după al doilea război mondial sau în timpul celui de al doilea război mondial se pare că s-au făcut și fotografii aeriene și acolo a rezultat că ar fi în zonă cam vreo 300 de morminte tumulare. Wow. Deci închipuiți-vă cât s-au platizat și cât de mult am pierdut noi ca cercetători din informațiile care n-ar fi de folos legate de istoria orașului Calatis. Faptul că este cetate doriană, faptul că este întemeiată la porunca oraculară, astea ar aduce probabil un plus de informații a ceea ce știm noi până în prezent și dubiile pe care le avem în legătură cu dovezi privind viața la Calatis, începând încă din cele mai vechi timpuri. Faptul că s-a construit orașul modern peste cetatea antică, asta a dus și la faptul că am pierdut ocazia să avem acces la necropola neolitică, care, așa cum am spus, posibil să ofere informații deosebit de interesante sau să găsim morminte cu un inventar fără precedent, dar și la aceste morminte tumulare. Închipuiți-vă că noi știm că zona aceasta, cu soclul pe care îl vom vedea, era cel mai înalt loc de la Calatis, considerat cel mai înalt loc. Pe soclul acela se presupune că era un leu în care oamenii se orientau, probabil că sunt în zona aceasta, dar se pare că avem de-a face și cu acest drum principal care ducea undeva spre Bulgaria. În legătură cu morbintele tumulare, mai sunt în Dobrogea foarte multe. La unele este foarte greu să bănuiești că ar fi ceva, fiindcă avem această informație că au fost jefuite încă din antichitate. Aici este ghinionul nostru, că poți avea certitudinea că acela este un mormânt tumular și când dai totul la o parte să nu mai găsești nimic, deci ar fi o muncă în zadar. Însă avem această informație și suntem convinși, mai ales că în anul 2022, împreună cu un coleg, am participat la săpăturile de la Lazu și acolo am văzut și am fost martorii unor înmormântări în formă de tumul, descoperirea unor morminte tumulare cu un inventar funerar deosebit de interesant. În urma cărora încă se pot trage concluzii, în urma cărora încă putem avea, știu eu, la sfârșitul cercetărilor putem avea concluzii inedite. Cert este că lumea greacă este foarte frumoasă, pentru noi reprezintă, ca să zic așa, ca o legendă vie și, în ultimul rând, pentru noi este o
filă de poveste nouă care ni se deschide sub ochi. Și faptul că se întâmplă cât mai aproape de zilele noastre, iar noi suntem martorii a acestor descoperiri, ne bucurăm și cumva avem ocazia să completăm istoria României, istoria acestor locuri. Și, nu în ultimul rând, noi suntem cumva, hai să nu spunem, mândri, dar bucuroși că suntem primii care punem mâna pe aceste dovezi. Faptul că la Calatis, de-a lungul timpului, cercetătorii au tot fost atrași, nu numai de acest papirus care, despre care v-am povestit și despre care, după părerea mea, ar merita să fie vizitat de mai mulți oameni, fiindcă mormântul și istoria mormântului și a papirusului este foarte interesantă. La ce spuneți papirus? Papirusul este documentul descoperit în mormântul pe care îl avem inclus în muzeu. Este acel mesaj care probabil fusese pus în mâna defunctului ca fiind mesaj către zei. L-am văzut. Prezența coșilor de ou. Deci l-avem în clipul cu muzeul. Da, acolo este în clipul cu muzeul, acolo aveți, ca să zic așa, o vedere de ansamblu. Asta nu înseamnă că dacă avem unul, nu mai pot fi și altele. Și cu siguranță poate vom fi martorii unei astfel de descoperiri. Să vedem și în funcție de momentul în care se vor putea face astfel de cercetări la Calatis. Foarte interesant este că în anii 70, în momentul în care s-au făcut cercetările la pădurea Hagieni, domnul arheolog care la vremea respectivă conducea lucrările de cercetare ne-a spus că a fost foarte greu cumva de făcut săpături pentru că era foarte greu accesul. Deci închipuiți-vă că și în momentul de față relieful este cu totul altul. Deci clar avem de-a face cu totul altă zonă, altă formă. Atât aici, cât și pe malul mării mare, care ne ascunde câteva lucruri și la care, și despre care o să le vedem puțin mai încolo, niște descoperiri în mare și de-abia așteptăm să le vedem. Interesant este că de-a lungul timpului, colegii mei și întreg, să zic așa, colectivul de cercetători au știut că la Calatis o parte din lucrările portuale și din cetate se află sub mare. Exact cum vă spuneam, relieful e cu totul altul, inclusiv partea aceasta de mare. Întrebarea este cum e. Și vă dați seama că pentru orice cercetător sau arheolog incită puțin la cunoaștere. De aceea, în anul 2007-2009, am avut onoarea sau plăcerea sau și ocazia, aș putea să zic, de a intra în contact cu echipe de cercetători, de arheologi scafandri, care nu este același lucru, de la Padova și de la Cluj-Napoca. Această echipă s-a dovedit a fi foarte captivată de ceea ce le-am spus noi și la vremea respectivă s-a inițiat, pe o perioadă scurtă de timp, s-au inițiat câteva zile pentru a face scufundări. Noi știm că acolo e ceva legat de cetate, coloane, fragmente de amforă și uneori când mai este câte o furtună, da, ne aduce la mal câte un cadou. Avem câteva, cred că vreo 5 sau 6 amfore, chiar întregi, aduse de mare cu alge pe ele, de aceea le-am și lăsat în acea fază, pentru a se vedea exact cum arată un obiect descoperit în mare, pentru că oamenii sunt curioși și din punctul acesta de vedere, da. După care obiectul poate să treacă prin mai multe etape de curățare, ca în final, uneori să avem surpriza să descoperim o ștampilă care iarăși ne mai aduce informații sau pur și simplu putem vedea mai bine cum arată amfora și de aici să o datăm și să știm cărui centru de producție aparține. Pentru că, vă spuneam, echipa de cercetători a venit în zona farului și o să mergem acolo să vă arăt cât de cât pe unde s-au făcut scufundări. Arheologii, mai ales cei din Ungaria, Octopus se numește echipa care a făcut scufundările,
și cu care eu am acest mic filmuleț și am să vă arăt cam cum arată pe dedesubt, ca să zic așa, parte din ceea ce noi știm că este cetatea Calatei și lucrările portuare. Lucru care nu ne indic, asta nu înseamnă că gata, am văzut cetatea, nu, acolo este și nisip, e acoperit, sunt alge, au crescut scoici, nu e chiar așa ca în Palma. Dar faptul că noi avem ocazia să avem măcar o idee despre ceea ce a însemnat lucrare, e foarte important pentru cercetările arheologice. Și nu în ultimul rând, cine știe, poate putem da de o inscripție sau de ceva care să completeze lucrurile importante pe care dorim să le știm despre oraș și care unele din ele în momentul de față nu sunt chiar certe, printre care și momentul cu Temeiera, unde arheologii au diferite păreri. Dacă ar fi să ne luăm după realitate, într-adevăr, până în momentul de față, cumva ceramică mai jos de secolul 4 nu avem. Înainte de Hristos. Înainte de Hristos, dar asta nu înseamnă că într-o zi nu putem găsi această dovadă. Da, exact. O să găsim această dovadă pentru că noi știm că orașul a fost întemeiat în timpul lui Amiuntas, din păcare care Amiuntas, că au fost vreo trei. Și nici dacă este chiar întemeiat în secolul 6, cum știm că este după porunca oraculară. Cert este că zona aceasta toată, de aici, cam de aici încolo, începe zona agricolă din perioada antică și, după cum vedeți, este propice pentru creșterea cerealului. Faptul că avem în situ de la Hotelul Belvedere acea mare dolie, adică vasul pentru cereale foarte mare, asta înseamnă că și cantitatea de grâne era mare. Cât privește soiul, nu este ceea ce vedeți astăzi. Avem în muzeu, în depozit, în vid, păstrate o cantitate nu foarte mare de grâu, care nu arată deloc ca cel de astăzi, care este îmbunătățit și trecut prin mai multe schimbări, ci avem un grâu sălbatic cu bobul puțin mai mic, dar cert este că avem dovada faptului că aici se cultiva grâu și că erau terenuri arabile și că grecii, pentru ei, constituia una din alimentul principal cu care puteau face comerț. Deci avem sursa de apă, avem marea cu comerțul, agricultură, deci cumva încă din epoca neolitică, locul acesta atrage și rămâne locuit pentru că omul are la îndemână ceea ce îi trebuie. Tot ce trebuie pentru hrană, a trăi. Da, hrană, în primul rând, hrană, apa. Bănuiesc, apa care era indispensabilă, da. Și nu se putea trăi altfel. Iar după venirea romanilor, această sursă de alimentare cu apă se dezvoltă. Așa cum vă spuneam, acum foarte scurt timp, nu știu, să fie câteva luni bune, colegii mei au descoperit în zona străzii 1 decembrie o porțiune cu măricică, cu ceea ce înseamnă canalizare în epoca romană sau sursa de apă dulce care ajungea la în cetate. Asta a și făcut ca să reziste foarte mult cetatea, altfel probabil ar fi fost părăsită, pentru că nu ai apă, nu ai hrană, omul trebuie să supraviețuiască și atunci găsește alte soluții. Da. Cum, din nefericire, a fost acel atac al avarilor și stabilor în secolul sfârșit de 6, început de secol 7, în care, din nefericire pentru cetatea noastră, orașul nu a mai fost locuit și zona a rămas în paragină și de aceea și faptul că nu a fost locuită, natura și-a spus cuvântul și da. La scurt timp, chiar dacă oamenii au revenit, au reușit să ascundă mare parte din aceste minunte. Despre atac ne puteți spune ceva? Atacul avarilor și slavilor se pare că a fost virulent, deoarece populația, mare parte din populație, se pare că pe cale maritimă au părăsit imediat zona și au plecat către Bizanț, așa știm informațiile. Dar cu siguranță despre alții nu știm exact dacă au luat și altă direcție. Nu avem informații, okay. Nu putem decât bănui. Dar știm că a fost virulent. Nimeni nu pleacă de acasă, ca să zic așa, dacă nu este distrus complet, da. Sau nu este forțat de împrejurări.
Probabil că, dar au rămas dovezile locuirii, deci au rămas din cetate fragmente arhitectonice, așa cum vă spuneam, pădurea Hagien, locul unde s-au făcut cercetări pentru sursa de apă. Și iată că avem aceste morminte tumulare, mormântul cu papirus, nu-l mai găsim în altă parte, mormânt ca acesta, ca la Movila Dogumaci, la fel, nu mai avem în altă parte. Adică mă refer la cazul Dobrogei, pentru că toată Dobrogea este înțesată de morminte tumulare. Marea majoritate a regiunilor din Dobrogea, mai ales cele în apropiere de Dunăre și de Mare, au lucruri care sunt încă nedescoperite. Da, după părerea cercetătorilor, nu știu dacă am descoperit 50%. Deci nu cred, sincer, nu Eu cred. Eu aș zice chiar mai puțin, dar... Nu sunt eu în măsură. Este adevărat, dar s-ar putea să aveți dreptate, pentru că în locurile în care vi le-am arătat pe hartă cu denumirea de vicusuri, astăzi sunt sate noi întemeiate de oamenii care au venit din diferite motive și atunci avem doar localizate centrele unde ar fi fost castele romane sau vicusuri, aceste sate îndemeiate de veteranii de război, dar nu și ruinele și o dovadă mai palpabilă din care, să zicem, că am putea face un lanț de vicusuri romane, că și romanii au dezvoltat foarte bine castrele de-a lungul Dunării. Chiar de curând am fost în vizită pe la câteva cetăți de acolo și am înțeles că romanii au fost foarte buni strategi în ceea ce privește ridicarea acelor cetăți ca fiind locuri în care trebuia păzit limesul Imperiului Roman. Nu numai tenacitatea, ci și inteligența de a vedea un eventual pericol ușor, de a se proteja ușor și de a proteja și populația care locuia în zona. Care e foarte importantă, care era foarte importantă. Ce avem ca informație despre Calatis din punctul acesta de vedere? Nu știm decât de zona de cetate. Deci știm că populația era protejată de zidurile cetății, dar avarii și slabii probabil au fost mult prea virulenți și atunci clar nu a mai rămas nimeni aici. Păcat, probabil dacă am fi avut o continuitate a locuirii, probabil că lucrurile în momentul de asta ar fi stat altfel, probabil am fi avut mai multe ruine mai la multe suprafață, da. Și cu siguranță construcțiile moderne ar fi fost în alt loc, nu așa cum sunt astăzi. Dar așa a fost să fie. Plecăm de la ce avem. Plecăm de la ce avem, exact, și încercăm să reconstituim istoria orașului pe ceea ce facem descoperiri. Mă bucur însă că uneori suntem martori aproape pe nepusă masă la câte o nouă descoperire, poate nu extraordinar de spectaculoasă, poate uneori se descoperă doar câteva fragmente de ceramică, dar contextul, locația și, nu în ultimul rând, forma ceramicii începe să completeze ceea ce știam despre istoria locului. Suntem pe locul unde în anul 1993 a fost făcută această descoperire la câțiva zeci de metri de locul în care ne aflăm. Avem însă un pic de ghinion în cauza unei situații pe care nu am prevăzut-o. Nu ne putem apropia pentru a filma detalii de la acest mormânt de la Movila Dogumaci, dar cercetarea și descoperirea de la vremea respectivă a fost deosebită. S-a constatat că este vorba de un mormânt care avea o cameră funerară și două faze de construcție. În spatele acestei camere funerare, chiar la o distanță foarte apropiată, a fost descoperit un soclu pe care bănuim că ar fi fost cel mai înalt loc de la Calatis în vremea respectivă și că acolo este posibil să se pună un leu, din câte spun cercetătorii, care au reluat activitatea după a doua oară, acum 5 sau 6 ani, un colectiv format din specialiști de la Universitatea din București. Tot cu această ocazie, în jurul acestui mormânt s-a descoperit ringul de piatră care înconjura mormântul și de aici și ideea că acesta a fost construit în apropierea unui drum principal de acces. Este posibil să fie drum de acces principal către Bulgaria, încolo spre Balcic, Dionisopă și așa mai departe.
Faptul că am descoperit un astfel de mormânt, asta ne dă un indiciu. Avem clar o populație care are și un nivel ridicat de trai, că și-au permis să ridice un astfel de mormânt, dar faptul că și în antichitate se practica jefuirea mormintelor, nouă nu ne-a mai rămas ca inventar funerar decât un inel de aur cu cap de broască, câteva vârfuri de săgeată, niște grafitii care găsim pe primii pereți de la intrare în acest mormânt și camera funerară care este vopsită în două culori. La jumătatea acestei camere funerare există un șanț pe care se presupune că ar fi fost pus un fel de panou din lemn probabil cu depunerea defunctului și inevitabil și un inventar funerar bogat. Faptul că a fost construit în două etape este clar că a fost refolosit de mai multe ori, posibil un cavou de familie, cum spunem noi astăzi, dar este departe de necropola elenistică, unde ați văzut mormântul cu papirus și unde au mai fost descoperite morminte în anii 59-60. Avem însă o mare dilemă în ceea ce privește identitatea acestui defunct. Dacă n-a mai fost descoperit nici măcar un fragment de os, vă dați seama că nu știm despre cine este vorba. Inelul de aur are o broască testoasă desenată. Se găsesc în muzeu? Sau încă nu? Da, obiectele sunt în muzeu, super. Da. Iar vârfurile de săgeată au apărut și în mormintele de elenistice pe care le-am găsit la Lazu, tot deasupra morminte, care zicem noi că este o emisiune premonetară, aceste vârfuri de săgeată, pentru că nu sunt par folosite și acestea au fost folosite ca monedă înainte de apariția acestui obiect ca cu formă rotundă și cu marginile zimțate, așa cum o știm noi pe cea de astăzi. În cazul mormântului de la Calatis, mormântul are o intrare destul de largă, acoperiș în prima fază în două ape, după care camera funerară boltită. Este construită destul de bine, este o construcție destul de solidă. Timpul însă nu iartă și atunci cercetătorii de acum câțiva ani au decis să reacopere mormântul cu pământ în așa fel încât să nu fie distrus în interior vopsea aceasta și a rămâne cât mai mult timp mărturirea existenței unui astfel de mormânt pe teritoriul calatian. Faptul că ne aflăm în mijlocul câmpului și faptul că avem în apropiere un astfel de mormânt probabil este chiar drumul care duce undeva către Bulgaria. Așa este o presupunere. Faptul că din antichitate și până acum lucrurile s-au schimbat în ceea ce privește relieful, deci cu siguranță este doar o presupunere și nimic mai mult. Ne-am dorit să avem posibilitatea să mai descoperim un astfel de mormânt. Nu este nesigur că în jurul acestui mormânt nu am mai fi descoperit și altul. Nu știm. Asta ar fi o bucurie a noastră dacă am reușit să mai descoperim un mormânt la fel de mare sau poate unul și mai interesant. Asta rămâne de văzut. Timpul probabil că va fi cu noi de partea noastră și probabil că vom avea mai devreme sau mai târziu și această oportunitate. Este un loc care, da, din nefericire, nu poate fi vizitat așa cum ne-ar place și nici nu-l putem reda oamenilor care vin și ne trec pragul muzeului, pentru că este la o distanță destul de considerabilă de muzeu și asta ar însemna ca cineva să se preocupe strict de astfel de traseu, da. Care este frumos, așa după cum vedeți, este interesant. Poveștile noastre sunt foarte frumoase și reale, legate de munca noastră și de această meserie de arheolog, dar nu poate fi vizitat. Povestea, în schimb, poate fi aflată în muzeu sau dacă dorim să stăm mai mult la o discuție în ceea ce privește cercetările la Calatis, atunci lumea poate vedea un astfel de filmuleț sau pot fi întrebată în muzeu unde pot da explicații cu mare plăcere. Și mă bucur că lumea poate afla de lucrurile interesante legate de Mangalia și de munca noastră. Având în vedere că unul din obiectivele pe care ni le-am propus astăzi este să vă spun câte ceva despre cercetările subacvatice care s-au făcut la Mangalia, aș vrea să mai amintesc despre o altă parte a istoriei orașului, istorie cumva, să zicem, la început de modernitate,
la început, când orașul avea un număr de locuitori foarte mic, un număr de militari foarte mare, însă dezvoltându-se în timp, autoritățile de la vremea respectivă au luat decizia să se mai construiască un șantier naval, de data aceasta civil, în care să fie reparate și construite nave de tonaj foarte mare. Ca să fie acces la acest șantier naval, s-a construit unul din podurile mobile care se vede acolo în spate. Cel pe care am mers. Cel pe care am mers, da. Într-adevăr, exact. Pare că are o istorie încărcată de multe drumuri. Este singurul pod mobil, pentru că atunci când se făceau încercări pentru reparații, să se vadă dacă nava funcționează bine sau dacă reparațiile au fost făcute corecte, acel pod efectiv se trăgea aproape complet și nava putea să facă o incursiune în acest bazin până la far, pentru a se vedea dacă eventual apar unele discrepanțe sau ceva nu este în regulă. Nu știu dacă se vede pe filmare, farul este chiar în acea farul direcție. Farul este genovez, farul genovez, așa cum îi spunem noi, și povestea genovezilor, care spun că au făcut o hartă maritimă în care pun numele orașului pe acea hartă Panguala sau pe altele Pangalia. Deci înainte de venirea turcilor și de schimbarea numelui în Mangalia, cum o știm noi astăzi, a existat această denumire. Mai avem o denumire lăsată de Pliniu cel Bătrân, care ne spune că înainte de colonizare, cetatea ar fi purtat numele de Cerbatis sau Acervetis. Nu prea este încă lămurită informația aceasta, dar avem și astfel de informație. Faptul că orașul Calatis, începând cu colonizarea, a reprezentat un punct în care oamenii au găsit o modalitate de a trăi, iată că se vede și în partea aceasta modernă, fiindcă, fiind mare, s-au dezvoltat două șantiere navale la vremea respectivă și pentru că erau foarte mulți oameni care au venit din țară și s-au așezat aici, orașul s-a dezvoltat, de aceea și apar acele construcții care, din păcate, acoperă ruinele antice. Aici avem și câteva puncte, încă de pe vremuri foarte îndepărtate, în care existau câteva colibe de pescari. Marea Neagră a oferit dintotdeauna un pește destul de bun, și de aici avem informația că inclusiv din antichitate se făcea comerț și cu pește sărat. Iar aici, pe tot arealul acesta, cu siguranță relieful era total schimbat diferit față de ceea ce vedem în momentul acesta și cercetările subacvatice s-au făcut în zonă. V-am spus, prima dată de echipa venită de la Padova și apoi de cei de la Octopus, în care este vorba de o echipă formată inclusiv de cercetători veniți de la Cluj. Este adevărat că asta este pentru noi o curiozitate, nu că toți arheologii n-ar ști că acolo sunt ruine, dar întrebarea este cum arată, cum este. E greu de făcut acum o anticipare, cum era, cum arăta, deși ne-ar place foarte tare să vedem o reconstituire a portului antic, mai ales cel din perioada romană, romano-bizantină, care se extinde, dar măcar avem clar dovada că, și o să vedeți și pe filmare, ei au făcut inclusiv niște măsurători. Știm că s-au găsit și resturile unei epave. Pentru a o duce la suprafață, costurile sunt imense. Procedeurile prin care trebuie să treacă un astfel de artefact sunt atât de complexe, încât cu greu cred că am reușit să readucem o epavă, chiar și dacă ar fi la câțiva metri, să o readucem și pe uscat și să-i facem o reconstituire, să amenajăm în interior atât cât putem șirul acela de amfore care era adus pe fundul calei, și pentru a vedea, a avea o imagine de ansamblu a ceea ce însemna transport în perioada elenistică, în perioada greacă. Faptul că acești cercetători au făcut scufundările aici și ne-au adus aceste dovezi, ne întărește imaginea a ceea ce însemna cetatea și portul. Iarăși avem un dubiu la cât de mult în mare se întinde această construcție antică a porturilor și nici pe toată suprafața, după cum vedeți,
suprafața de apă a mării îmbină cumva cu lacul, se îmbină cu lacul Mangalia, despre care unul din colegii noștri consideră că toată această parte era folosită ca port. Nu avem însă idee deocamdată cam cât de departe în larg sunt construcții și, v-am zis, singura modalitate ar fi dacă vreodată am putea avea o echipă mai mare pentru a face cercetări, dar singurul lucru la care ne-ar ajuta este de a face câteva măsurători și de a aduce câteva artefacte. Unele poate ar fi extraordinare, mă refer la cele arhitectonice, asta cu siguranță. Dar cert este că orașul Mangalia, după cum vedeți, s-a dezvoltat, că atunci când faci o plimbare la pas, vezi uneori lucruri care îți aduc aminte, nu numai de, știu eu, de anii frumoși în care ai petrecut momente de vacanță. Unii dintre turiști, care acum sunt la o vârstă oarecum venerabilă, au imagini sau fotografii care și vin cu ele și ne spun unde mai este, doamnă, locul acesta. Bineînțeles, au construit apartamente noi, case, asta a fost situația, orașul trebuia să se dezvolte, dar vin cu această nostalgie a faptului că la Calatis, uite, de la pescăria am cumpărat pește și am mâncat și, mă rog, vin cu amintiri frumoase legate despre oraș și asta nu este puțin lucru. Deci, iată dovada că din perioada neolitică până în momentul de față, orașul, zona aceasta oferă comunităților care trăiește aici posibilitatea de a trăi. Nu aș putea să zic că nu mi-ar place să știm și mai multe sau să fie arealul de cercetare mai mare. Sper ca în curând să avem un proiect de noi și în felul acesta să aducem noi informații și, de ce nu, să invităm oamenii să ne vadă orașul, pentru că, inclusiv cum a spus și dumneavoastră, călcați pentru prima dată pe aici. Eu am avut onoarea să mă nasc aici, așa că închipuiți-vă că Mangalia efectiv s-a transformat sub ochii mei și, într-un fel, sunt legată sufletește de locurile acestea, pentru că este normal, fiecare trage la locul unde s-a născut. Bun, aici încheiem. Ok. Ne aflăm în apropiere de locul unde acum câțiva ani buni de zile s-au făcut cercetări, deoarece au început noile construcții în această parte, nu numai a locuințelor, ci și a unui supermarket. Iar surpriza mare a colegilor noștri a fost că au fost găsite morminte de epocă creștină, dar de data aceasta puțin mai elaborate ca și construcție, iar în interiorul uneia dintre ele, semnul crucii și scris în limba greacă un mesaj cu psalmii lui David. Deci citat din psalmii lui David, avem în muzeu o fotografie cu intrarea în acest mormânt. Faptul că se află într-o zonă mai puțin controlată și pentru că nu poate fi vizitat de oricine, intrarea fiind foarte joasă, s-a recurs la această modalitate de a fi închis și conservat. Dar asta dovedește că și din punct de vedere al perioadei creștine, faptul că avem un episcopat, un episcop, asta înseamnă că și creștinii creștinismul pătrunde la Calatis și nu în ultimul rând apar aceste morminte deosebite din perioada creștină. Tot în zona suprapusă, cumva peste zona neolitică, până în această parte, atât cât s-a putut cerceta, este arealul în care au fost descoperite dovezile așezării neolitice. Și în această parte, cu ocazia în care o firmă de apă a înlocuit vechile canalizări și s-au pus noi canalizări, am fost martori pe una din străzi a dovezilor arheologice descoperite la Calatis, mă refer la cele de epocă neolitică. Se pare că arealul de răspândire a acestei culturi este destul de mare, mă refer pe teritoriul Mangaliei. Dar cel mai bine, sau mai bine zis, cel mai frumos ar fi dacă am descoperit necropola. Acolo, la necropolă, probabil că lucrurile ar sta
foarte interesant, probabil că descoperirile ar fi deosebite, dar măcar avem cunoștință că arealul este destul de mare în ceea ce privește așezarea acestei comunități. Pentru că noi am găsit ceea ce poate fi numit viață în interiorul comunității, deci fragmente de ceramică, idolul feminin, lame de silex, nu și mormintele. După ce ne dăm seama că într-un anumit loc putem găsi un mormânt sau putem găsi ceva care să ne dea informații despre viața unui oraș sau după ceva ce? Vechi. După ce? Chiar după forma vegetației. În general, ruinele, atunci când nu sunt descoperite, ele nu rămân chiar la suprafață. Ele sunt acoperite cumva de vegetație, apar ca niște dâmburi. Și atunci undeva, la unul din capete, este imposibil să nu apară o formă de zid sau ceva care să-mi dea, un astfel de indiciu. Și atunci, cercetătorul care este în acea zonă, intuiește că în zona aceea este o construcție care se întinde probabil pe un areal mare. La fel și cu mormintele. Tot solul mai închis ne arată că acolo a avut loc o mormântare. Faptul că are o formă rotundă, acea pată, pur și simplu pată de pământ, așa, este mai închisă la culoare. De cele mai multe ori, concluzia este că acolo este un mormânt. Tot în acest areal, de curând, odată cu construcția unor case particulare, la o adâncime destul de măricică, aproape 2 metri, la fundația acestei case, au fost găsite morminte de epocă romană cu inventar funerar, cu obiecte din sticlă, deci asta e acum câțiva ani de zile, iar tot pe acel areal răspândite morminte acoperite cu țiglă în două ape, deci pur și simplu țigla are forma pătrată și este sub forma de acoperiș, dar nu cu inventar funerar. Și atunci am legat că este posibil să fie de epocă creștină aceste morminte. Nu știm cât de departe este, cât de departe s-ar întinde această necropolă de epocă romană și de perioada romano-bizantină. Știm cert doar că este în zona aceasta, dar știm că este mai departe nu știm. Zona, da, deci undeva mai de la market, în față, până aici, de la calea ferată încoace, dovezile sunt clare a acestei necropole. Cu această ocazie s-au și completat informațiile care le știam despre ritualul de mormântare din perioada romană, obiectele care au fost depuse ca inventar funerar și în același timp ni s-a îmbogățit și colecția muzeului cu obiecte, iar de aici am dedus clar că cetatea Calatis a avut relații comerciale cu multe din orașele așezate în bazinul Mării Mediterane sau Mării Egee. Relațiile din perioada de întemeiere a cetății din perioada elenistică până în perioada romană și chiar romano-bizantină se pare că se întinde pe un areal destul de mare. Acest lucru observându-se mai ales în amforele ștampilate, mânerele de amforă ștampilată. Avem dovezi și mânere de amfore cu ștampilă, cu text, a căror localități încă nu au fost descoperite. Deci închipuiți-vă că probabil vom mai putea asista la multe mistere, dezvăluiri de noi lucruri interesante care ar duce la o eventuală excursie și a vedea Mangalia mai în profunzime cu ocazia unei vacanțe. Noi am fi foarte bucuroși să se întâmple asta când ne mai chemați pe la dumneavoastră și vedem, arătăm audienței ce s-a mai descoperit. Oricând, dar oamenii la prima vedere orașul nu ți inspiră, dar când aleg acest ghidaj extins, află atât de multe lucruri despre Mangalia, aproape că rămân uimiți că pe un areal atât de mic pot fi dovezi ale istoriei locului destul de importante și frumoase. Să continuăm călătoria noastră într-un spațiu deosebit, bineînțeles. În locul în care, să zicem, este cel mai bine conservat sit pe care îl are muzeul nostru în administrație, și anume situl din holul hotelului Belvedere, în care se văd căile de acces către lucrările portuare și sistemul de canalizare. Doar că acest lucru are legătură cu partea de port antic al orașului Calatis, cu ceea ce înseamnă comerț în perioada antică,
și nu în ultimul rând cu relațiile comerciale pe care le dezvoltă orașul antic, începând din perioada elenistică și până în perioada târzie romană și romano-bizantină. Orice arheolog are curiozitatea să știe sau să vadă, cel mai bine zis, cum era portul. Noi toți știm că în mare avem o parte din lucrările portoare și din cetate, dar am fi curioși să vedem și cum arată. Motiv pentru care, de-a lungul timpului, în două rânduri, am avut ocazia să colaborăm cu două echipe de cercetători, de scafandri, arheologi, că trebuie să menționez, această scufundare nu o poate face chiar oricine. Și acești cercetători au făcut în anul 2007-2009, echipa se numește Octopus, este de la Cluj-Napoca, și au făcut scufundări în regiunea de lucrări portuale, în zona actualului Far Mangalia. De la această vizită a rezultat o filmare în care noi am înțeles că am înțeles zona în care a fost cercetată pentru a se vedea eventualele artefacte sau eventualele lucrări portoare. Aparatura cu care se lucrează, să știți că este foarte scumpă, dar mai dificil este claritatea care se poate vedea sub apă, întrucât Marea Neagră e puțin dificilă din acest punct de vedere. Acestea sunt principalele rezultate la care au ajuns acești scafandri și au localizat probabil o corabie sau ceva în apropiere de locul în care au acostat la vremea respectivă. Și echipa de scafandri a făcut această scufundare, o să se vadă mai târziu în filmare, cum inclusiv au luat măsurători și au venit și ne-au arătat clar că acolo există artefacte arheologice și în care dovedesc existența acestui port Calatis Mangalia. Și nu în ultimul rând, nouă ne-ar place să și știm cam cu ce fel de produse mai veneau grecii în afară de ceramică, vin și ulei de măsline. Știm că de aici plecau cu cereale, grâu, orz, pește sărat, miere, ceară, piei de animale, dar acești greci care veneau pe la Calatis veneau și probabil și cu alte produse pe teritoriul Mangaliei. Acum câțiva ani de zile, tot în dreptul hotelului în care stăm, s-au făcut niște lucrări în mare pentru instalarea unei canalizări. Muncitorii ne-au chemat și ne-au spus că sub mobila de nisip pe care au scos-o din mare ca să pună această țeavă, au găsit foarte multă ceramică care din startul lor li s-a părut deosebită. Noi ne-am deplasat atunci și cu un coleg, ne-am deplasat pe Macarau, în care își desfășurau activitatea și am găsit câteva artefacte în care clar este vorba de aceste mărfuri, despre aceste fragmente de ceramică care altădată prezentau obiectul realizării comerțului dintre Calatis și diferite centre. Am oprit un pic pentru că e ceva interesant și vrem să ne spuneți. Da. Acest aparat probabil că a depistat în momentul acesta ceva pe fundul mării, uh-huh, care acum este acoperit cu nisip. Deci chiar dacă am vedea aceste ruine, da, ele în momentul de față sunt acoperite cu nisip, s-au erodat, apa își face treaba, sau, ca să zic, și așa mai departe. Dar cert este că ei au văzut aceste construcții, au văzut resturile de artefacte care au fost găsite și nu este foarte departe de, din locul în care ne aflăm. Vom vedea mai departe și niște măsurători. Da, pe care cercetătorii au făcut și niște măsurători. După cum vedeți, claritatea nu este una dintre cele mai bune, dar s-a reușit totuși, chiar și în condiții destul de grele, să se facă aceste fotografii măcar. Uitați, se văd aici, se văd câteva fragmente de
zid, mai încolo să vedeți un fragment de amforă, cu siguranță sunt coloane și bucăți de artefacte arheologice, arhitectonice, care probabil ne-ar da și mai multe informații. Problema este scoaterea lor din apă, chiar și a unei corăbii. Necesită costuri foarte mari și, nu în ultimul rând, nu cred că avem posibilitatea de spațiu ca să scoți un astfel de artefact cum ar fi o corabie, care pentru noi ar fi extraordinar să reușim să o scoatem din mare, dar până ajunge să fie expusă, trebuie să treacă prin foarte multe procedee de conservare, care sunt costisitoare și trebuie și specialiști. Ea trece dintr-un mediu sărat sau dulce, depinde unde este descoperită, și această epavă trebuie trecută ușor, ușor prin niște etape până ajunge să fie tratată cu uleiuri speciale, să arate și foarte bine, nu la un moment dat să te trezești că se face pulbere, pentru că și lemnul se macină destul de repede. Este foarte adevărat că lemnul pentru corăbii nu era din orice. Deci probabil că și aceasta este explicația pentru care astăzi mai găsim, chiar și în apă, aceste artefacte din lemn care se păstrează cât de cât bine. Odată ce știm că aici au fost, uitați-vă, se pot vedea câteva dovezi ale existenței unor construcții în aceste locuri sau poate chiar a unei corăbii, cercetătorii în momentul acesta au făcut unele măsurători și o să vedeți cum au ajuns la concluzia și au fost foarte fericiți când au concluziile celor de pe uscat au coincis cu cele din apă. Pentru că la un moment dat ies și fac semnul. Da, dar la un moment dat ei ies și fac acest semn. Deci că echipa este de la Cluj-Napoca și care a fost alături de noi și care a, la indicațiile noastre, că noi știm cam pe unde ar fi, ei au făcut această scufundare și chiar au rămas plăcut impresionați de ceea ce le-am spus noi. Zona în care s-au scufundat este în apropiere de far, așa cum se vede și l-am acum. Văzut. Da. Dar eu sunt convinsă că dacă vreodată am putea aplica la un proiect care să cuprindă săpături acvatice de anvergură mai mare, adică ca și durată, sunt convinsă că s-ar găsi și dovezi arheologice importante. Sunt convinsă că la suprafață are și amfore, poate unele întregi, așa cum ni le-a făcut cadou marea cu ocazia unor furtuni din perioada de vară de-a lungul timpului. Iar noi am avea și mai multe informații despre relațiile comerciale ale Calatisului cu toată lumea greacă. Ce este interesant, că toată această parte în ceea ce înseamnă cercetare subacvatică fascinează. Da. Nu cred că există om sau, tânăr sau cineva să nu urmărească cu atenție sau cu interes un documentar în care să se povestească despre aceste cercetări subacvatice pe teritoriul României. Pentru că Italia are o adevărată trupă care se ocupă de așa ceva, cercetările arheologice la ei sunt în continuă, subacvatice sunt în continuă dezvoltare și în ultimul timp, știu sigur, am văzut și documentarul despre descoperirea unui nou oraș, undeva mai jos de Roma. Deci toată zona aceea la ei este exploatată pentru că au și de ce, că și la ei țărmul din antichitate până acum s-a modificat. Dar cu atât mai mult ne bucură atunci când la noi vedem așa ceva. Doar v-am spus, este foarte costisitor. Sunt niște costuri foarte mari, ne-ați spus. Costuri mari, da. Sunt costuri mari și respectivii, da. Cred că doar pentru o singură zi niște costuri. Sunt uriașe, plus că echipa trebuie să fie formată din mai mulți oameni care să se ocupă pe perioadă, poate nu foarte, foarte lungă, dar oricum trebuie pentru că să fie mai lungă, pentru că informațiile care s-ar aduna ar duce în final la o concluzie care poate ne-ar uimi. Da. Asta nu putem ști până nu am descoperit artefacte.
Apoi, conservarea acestor artefacte, iarăși este o problemă, nu este ușor. Dacă descoperim artefacte din calcar, marmură și, mă rog, care se pot spăla și cumva amenaja, pregăti pentru a fi expuse, asta ar fi ușor. Dar vorbim de lemn și de obiecte din fier. Aici este mai delicat, costurile sunt mari, pentru că una este să scoți o monedă dintr-un mormânt, deci a stat în pământ, și alta este să o scoți din apă. Eu cred că e și greu să o găsești în apă, ar fi o adevărată minune, dar până la urmă, așa cum s-a descoperit în anul 1993, placa pe care v-am arătat-o, în care se povestește despre reconstrucția cetății celor 7 turnuri, da? Și care a fost folosită capac de mormânt, deci o spolia. Deci, așa cum s-a întâmplat atunci lucrul acesta, se poate întâmpla oricând. La Calatis și în toate orașele din apropierea Mării Negre, unde au existat centre încă din antichitate, sigur, oricând pot fi descoperite lucruri interesante sau chiar unice. Lumea greacă, oricum, după părerea mea, este plină de astfel de minuni, care incită la cunoaștere, la cumva curiozitate, inclusiv cele de obiceiuri naturale. Adică, ce mâncau, cum se îmbrăcau, cum își aranjau părul. Și aici avem multe de vorbit. De la curățarea pielii cu ulei de măsline și apoi folosirea strigilului, care este un fel de epilat în zilele noastre, până la împletitul extraordinar de aparent foarte complicat. Și ați făcut? Eu am făcut, da, am activități, da? Care în pe perioadă de vară o să fie în curând lansat pe Facebook programul în care pot fi făcut acest ateliere. Pe Facebook, cam pe ce pagină? Eu am să încerc să vă anunț pe WhatsApp când va apărea și va vă și trimit din unde puteți să vizionați. Deci, în fiecare vară, la Muzeul de Arheologie, există persoane care doresc să experimenteze o vestimentație ca în Grecia Antică, o coafiură ca în Grecia Antică. Și, nu în ultimul rând, oamenii ne întreabă ce mâncau grecii, cum era viața de familie. Toate lucrurile astea incită puțin la curiozitate. Nu le putem da chiar răspunsuri precise din acest punct de vedere, dar avem siguranța că după ceea ce vedem pe reliefuri sau după ceea ce găsim în teren ca și inventar funerar în morminte, putem face o idee. Avem informații că grecii mâncau de două ori pe zi. Deci avem acesta și puțin. Da. Plus că erau mai micuți. Și erau mai scunzi, da. Până când în perioada romană s-au introdus cele 3 mese pe zi plus consumul fructelor. De aici și omul s-a dezvoltat altfel, plus că a existat această un mix de populație, deci s-au amestecat și de aici a crescut și înălțimea persoanelor, plus că a crescut natalitatea. Dacă în perioada de început a perioadei de colonizare grecească mortalitatea infantilă era destul de mare, ulterior, ușor, ușor, alimentația jucând un rol important și mai ales faptul că nu aveau atât de multe războaie, grecii fiind totuși un pic mai pacifiști față de romani. Romanii conduceau adevărate campanii de cucerire, grecii pe unde au colonizat, efectiv, au acumulat populația fără să se afle dacă a fost un război crâncen sau bătălii, cum făceau romanii. Totul făcându-se pe cale amiabilă și rezultând această comunitate de oameni, inevitabil că oamenii au pornit la treabă, adică comunitatea s-a săltat din punct de vedere al civilizației și nu au stat să repare stricăciunile după război. De aceea, oamenii sunt curioși cum trăiau, ce mâncau și le-am cum povestit. Cum erau îmbrăcați. Inclusiv, cum... da, inclusiv le-am vorbit despre muzică. Și ce tabieturi aveau, inclusiv, da. Le-am... Nu știu câte tabieturi le putem numi, dar cu siguranță, de exemplu, avem această modalitate de curățare a pielii. Deci își ungeau trupul cu ulei de măsline, apoi îl frecau cu cenușă sau cu nisip, după care foloseau un instrument din fier curbat, numit strigilul, cu care efectiv își curățau pielea.
Mai târziu, romanii dezvoltă procedeul acesta și au apărut aceste, un fel de masaje. Și erau acele băi romane în care existau persoane care se pricepeau să facă și aceste masaje cu uleiuri. Deci, cumva, obiceiul masajului este de mult timp. Iar pentru noi este fascinant și pentru oameni în general este fascinant să afle că oamenii aveau cunoștințe de astronomie foarte profunde, că religia, chiar dacă juca un rol important și chiar dacă aveau sărbători și cinsteau zeii și în cinstea lor aduceau ofrande, asta nu însemna că nu aveau inteligența de a citi anumite, știu eu, preveneau calamități. Existau persoane care erau înzestrate cu aceste capacități senzoriale și era suficient să se afle că a nimerit unul odată sau de două ori un eveniment, că era clar că acela era cu proprietăți divine. Despre Calatis nu avem o astfel de informații. Știm sigur că existau temple și cu siguranță existau preoți. Avem informația că la Histria exista inclusiv preoteasă, da? Dar despre Calatis nu avem informații că cineva se pricepea să citească în stele deocamdată, dar având în vedere nici, că lumea greacă... Și nici ce procesiune în sine era... Da, nu știm la procesiunile religioase ce se rostea, exact. Sau dacă se rostea ceva, cum se ducea mai departe din generație în generație această meserie, între ghilimele, de preot sau de, da, de preot, că așa avem denumirea. Și chiar dacă știm în cinstea cui se făcea sărbătoarea, cât dura, chiar și în lumea egipteană, știm, avem informația aceasta, dar cuvintele care se spuneau până în perioada creștină, când au apărut primele informații scrise într-o limbă greacă arhaică, până atunci nu avem nimic. Atât, nu cred că exista o școală, dacă mă întrebați pe mine, cu siguranță era vorba de o transmitere orală. Dar chiar și așa, acea persoană trebuia să aibă niște capacități deosebite. Nu cred că aveau preoți care pur și simplu erau luați din comunitate și puși să ducă procesiuni religioase. Cu siguranță vorbim de oameni care aveau oarecare abilități. Dintotdeauna omul a fost fascinat de cosmos, a fost fascinat de ce se întâmplă mâine. Nu cred că nu ne punem și întrebarea asta, oare ce s-a întâmplat peste o lună de zile sau suntem mai târziu. Foarte toți curioși. Suntem da. Curioși. Bănuiesc că această curiozitate le aparținea și lor. Îi interesa, în primul rând, să vadă dacă nu le erau culturile afectate, că de asta depindea hrana, da? Deci era foarte important. Și stilul acesta de a avea cunoștințe mai mult decât oamenii obișnuiți provine din Orient. Acolo avem, ca să zic așa, primele informații sau mai bine primele indicii că această citire a anumitor fenomene sau anumitor chestii care se întâmplau pe cer depindeau soarta unor cetăți sau unei comunități. Ei, acești oameni aveau aceste capacități de a face prorociri. Nu avem cunoștință câte din ele s-au îndeplinit sau câte din ele au fost doar, știu eu, simple supoziții. Cert este că a existat. Acest lucru a existat. Dar despre Calatis nu avem această informație că ar fi existat oameni care să citească în ceva. Doar că avem sigur sărbători religioase. Că Dionisos este unul din zei importanți care era la Calatis foarte bine sărbătorit, mai ales că sărbătorile religioase începeau de primăvara și se terminau toamna foarte târziu. Cantitatea de vin care era folosită de preoți cu ocazia acestor festivaluri, la început, în perioada elenistică, era ca o marmeladă care se punea în vasul numit Cantaros și se amesteca cu apă. Dar ce anume spuneau, asta nu mai știm. Cert este că această cantitate de vin era mică și că nu era foarte ieftină.
Ce știm noi? Că această cantitate de vin care se obținea sub formă de gem era pur și simplu, nu era presată cum mai târziu au făcut romanii. Ați văzut, sunt scenele acelea unde romanii efectiv cu picioarele presează struguri. Chiar voiam să întreb, oare se mai poate face genul ăsta de vin în zilele noastre? Să știți că da. Să știți că mai sunt, dar sunt și anumite ritualuri. Eu îmi amintesc că am citit odată într-un ziar un articol în care cele care presau strugurii cu picioarele erau tinere fete. Deci nu oricine, nu ales la întâmplare. Bănuiesc că există și ritualuri. Fiind un aliment care este consumat din foarte, din vechime, din multe secole, sunt convinsă că au existat și ritualuri legate de acest vin, da, ajungând până în perioada creștină să fie folosit, împărtășit. Știți că nu întâmplător apar lucrurile acestea în perioada creștină. Nici semnul crucii, ați văzut pe obiectele tocmai din Neolitic, da, apare acest, da, semn. Deci cât este de vechi acest semn. Pe urmă, faptul că oamenii se rugau chiar și la zei, chiar și la o divinitate, da? Dar exista această modalitate de a te ruga. Pentru că să revenim la partea aceasta de viață religioasă, în care pentru foarte mulți oameni ar fi o curiozitate să vadă cum pleca o procesiune religioasă, cum era o procesiune de mormântare, care erau obiceiurile. Pentru aceasta avem informații în descoperirile în morminte, în care ne apar fragmentele de ceramică, unguentarele, opaițele, din care ne dăm seama că grecii, până și chiar până în perioada romano-bizantină, respectau niște ritualuri. Toate aceste sărbători, tradiții, le vin din lumea greacă, vin de la cetatea mamă Megara, da? Deci ei au fondat Heraclea Pontica, Heraclea Pontica la rândul ei întemeiază Calatisul. Și de aici avem aceste tradiții grecești pe care le găsim și la Tomis și la Histria. Odată cu venirea romanilor, aceste sărbători continuă după tradiția romană. Deci nu continuă cu cele grecești, continuă după tradiția romană. Ce este curios este că la Calatis se vorbește tot limba greacă și nu cred că în celelalte cetăți, Histria și Tomis, se schimbă peste noapte limba. Chiar dacă, știu eu, apar și romani care vorbesc limba latină și unii chiar locuiesc la Tomis, la Histria, rămâne populația greacă care în continuare probabil își duce tradițiile grecești până la apariția creștinismului. Despre partea asta religioasă, aș putea să vă mai spun că în cercetările de la Lazu de anul trecut am găsit morminte în care apar unele elemente, nu noi pentru ei, ci noi pentru noi ca și descoperitori. Faptul că avem vârfuri de săgeată, amforă în picioare, lespe de la cap, avem o paiță, avem oglindă descoperită pe pieptul unei femei. De aici ne dăm seama că tradițiile și, mă rog, a celor care locuiau în aceste zone sunt în continuare grecești. Majoritatea obiectelor pe care le-am găsit în aceste morminte sunt tot elenistice. Și iată că lumea aceasta a religiei grecești cumva fascinează, dacă vreți, iar pentru noi sunt informații care ne spun povestea acestui ținut și, nu în ultimul rând, a orașului Calatis. Făcând o paranteză la faptul că ați făcut acele descoperiri și chiar și dumneavoastră ați participat la Lazu, da, cel puțin, da, la am Lazu. Văzut câteva filmări și ne-ați povestit cam ce înseamnă să iei așa ușor și să... Este o emoție, da, și, nu în ultimul rând, o nerăbdare când dăm de primul indiciu care ne-ar putea scoate la suprafață un element nou pe care poate nu l-am întâlnit până acum în săpături. Faptul că ești prima persoană
care pune mâna pe obiectul acela după 2600-2700 de ani, iarăși este extraordinar. Care la început poate că nu se știe ce da, e. Noi, e curiozitatea lucrului nou, da, noi deja lucrând cu șpaclu, ați văzut cât de minuțios lucrăm pe descoperirile acestea arheologice în morminte, în care trebuie să fii foarte atent cu oasele, ca atunci când faci fotografia de final a ceea ce ai găsit în mormânt, inclusiv a scheletului, trebuie să fie una profesională și demnă de un om care are această meserie. Dar pe noi nu asta ne fascinează, ci faptul că putem găsi obiecte, de exemplu, această lespede, exact cum am spus și în muzeu, această lespede descoperită la capul defunctului, care deocamdată nu prea îi dăm o interpretare. Faptul că e ceva nou și tu ești primul și primele întrebări sunt, oare ce-o fi? Hai mai repede, hai să vedem ce-o fi. Deci te instigă la curiozitate. Asta ar fi, nu știu, cred că una din lucrurile care ne face să fim atașați de meserie, de faptul că îți dai seama că populația care a trăit aici la Calatis, cea elenistică și cea romană și chiar cea de după romanul bizantină, îți dai seama că oamenii au avut niște realizări, că au trăit după niște tradiții, că au respectat un mod de viață și nu în ultimul rând au respectat și locul unde au trăit. Ceea ce pentru noi este un lucru îmbucurător, că uite și astăzi noi putem spune povestea următoarei generații și nu în ultimul rând să ne rămână o amintire frumoasă a celor care au întemeiat și au locuit pe aceste meleaguri. Foarte frumos și foarte interesant. Pe această cale materialul de astăzi se termină, dar cu promisiunea că o să ne întoarcem și mai facem, avem câteva promisiuni și de-abia așteptăm să vedem cum ne organizăm, să le filmăm și să vi le arătăm. Vă mulțumim foarte mult și eu vă mulțumesc. Dată. Vă mulțumesc și mă bucur că ați rămas încântați din nou. Toate cele bune. Să auzim de bine.